Soalilor! Oh, bună seara! Ce faceți, prietenașii mei? Uitați-vă cât abrațul am. Are o video de abrațul, prietenii mei. Ce faceți, dragilor? Care e viața voastră? Astăzi, în această seară frumoasă. E cineva pe live sau nu e nimeni? Ne spuneți și mie. Pac, 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 pac. Da, să verificăm și noi ceva. Până vin băieții pe live. Facem un live scurt, să știți, nu facem un live lung pentru că nu este timp. Ce faceți? Price. Maxim 100. De ce nu pune prețul? Ce faceți, dragilor? Cum sunteți în această seară? Las puțin așa, să facem o treabă aici. Am greg. Gen la polai băieți sau vorbesc singur? Facem noi astăzi. Am mai venit o zi frumoasă în care facem un withdraw. Ok, drop, pentru că am câștigat și am uitat să-mi dau withdraw. Și ne-au anunțat prietenii noștri că trebuie să dăm withdraw. Ia uite-l cum a venit. Acablo Sport se numește el. De 100 de coco, field tested. L-am luat. Pac. Ia să-l vedem. 102 pe Steam, bun, dar avem profil la el. Pe 7 ne putem să-l punem și noi la vânzare. Foarte bine. Și-l punem și pe ăsta dacă nu vrea dănuț. Și este numărul 1. Știți ce era numărul 1 sau nu știți ce era numărul 1? Ce faceți voi? Care e viața voastră? Cum sunteți seara asta? Cutit aveți și noi să ne luăm cutit pe la 100, n-avem, mă. Mă, dar cu un pic cuțit la astea, dragi, nu mai găsești cuțit la 100 de euro. Serios, băieți, vreau să mă joc Fortnite. Am scos AK-ul ăla, dar nu vreau să mă joc CS. Vreau să jucăm Fortnite astăzi. Sau dau și un story, să aflu lumea că facem live. Rapa, rapa, pa, 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 pam. Pa. Salut, Dragoș, prietenul meu. Bună seara și bine v-am regăsit la un nou story, prietenii mei. Ia vedeți pe video cu părul semi-făcut, că m-a văzut de mult cu părul făcut. Vă aștept pe livestream.
Pe chat nu este nimeni deocamdată și astăzi vreau să vă spun că jucăm Fortnite. Că n-am mai jucat de mult Fortnite și m-a prins dragul de Fortnite având în vedere că se termină sezonul. Vă pup, vă aștept pe live stream și aici să jucăm împreună. Hai, să faceți brațul mare. Da, fețele astea cu anumasă aici, trebuie să puneți și pe piu, nu mai vă brațe. Vă aștept pe live, vă. Ce țâțe am în mine, băieți. Trebuie să băgăm piept ca lumea, că nu se mai poate. Serios vă zic. Făcut, că m-am făcut de mult cu părul făcut, vă aștept pe live stream. Pe chat nu este nimeni deocamdată și astăzi vreau să vă spun că jucăm Fortnite. Că n-am mai jucat de mult Fortnite și m-a prins dracu de Fortnite, având în vedere că se termină să... Vă pup, vă aștept pe live stream și aici să jucăm împreună. Hai, să faceți brațul mare. La țățele astea cu anumasă aici, trebuie să puneți și pe piu, nu mai vă brațe. Vă aștept pe live-ul. Bună seara! Povestea ta. Povestea ta începe ușor cu tine. Gata, am făcut story. E bă, ceva pe ăla ai fost sau nu-i nimeni? Homosexualilor, ce sunteți? Dragii mei. Oooo, salut prietenul meu, Melk. Te-am băgat la Close Friends, Melkule, vezi să te simți bine că sunt decât 3 oameni la Close Friends. La mine, cu tine 3 oameni. E greu să fii la Close Friends-ul Ovidiu. Mă, dar ce-mi stau pe gât tricul ăla să-mi iei să le tai. Zău. Băi, Melcule, astăzi făcui bulking de ăla, n-am mai făcut deficit caloric, am băgat 2000 de calorii mine azi. Da, dragușe. Hai să ne jucăm și noi Fortnite. Hai bă, Dragoș, vii și tu pe Fortnite? Nu mai te-am văzut pe Fortnite de mult. Mi-a costat cardul ăsta de euro pe Steam, nebunule. Vezi că e greu cu mine. Să sperăm că... Hete, merg pe Fortnite. Melencu. Să sperăm că... Nu-i scade prețul până expiră 3 banul. O, salut prietenul meu! Dragoș. Hai să punem aici cu ranked, cu alea. Ia uite, Angolova 1. Seara cum merge, mă. Stai așa un pic, o rezolvăm. Angolova Golova 1, uite și tu în catea și pula ta, Mercule. Cum? Intră pe Discord, mă. Că nu prea te aud pe aici. Băi, ce țeacă asta, ești nebun, eu luaia ca ăsta feel tested, păstim 100 de euro și aici 85, mi-a țeacă ăștia. Dă-vă și tu ready, Dragoșe. Ce-i cu jocul ăsta? Băi, lasă-mă că mă luai țeapă, Mercule. Am luat un AK Blossport de la de pe keydrop de 100 de euro și pe aici 80 de euro pe Buff Market. Zău. Mamă, ce țeapă mi-a dat ăștia. Depinde de float. Ce dracu float are? Cum văd ce float are? Mi-am luat și un item, sunt 50 la vânzare, nu o să-mi iau și eu, dar de fapt să vin de repede. La mine nu s-au de tare. Bună, Bibi. Cum vă float-ul bă la una ca? Cred că trebuie să întreb ce se va float-ul ăla nebun. Când dracu vă mă float-ul la o armă, Dragoșe? Nu știu ce-i float-ul ăla. Maa, m-ai spart. A făcut așa ca pe CS cu Golnova 2, Golnova 3, vezi? Da, am văzut și eu.
Monovi. Trebuie să intru și eu pe GS ca să fac astea. Stai așa un pic. O viță CSGO, așa mă cheamă când eram mic. O viță CSGO. Mă bagă pe CS. Sunt și în Fortnite. Mi-au foc așa calculator, ești nebun. Bă, tu știi că placa video are procesor? Nu știam o video. Uite, zic eu acum. Păi dacă mi-ai spus ceva Bianca de-aia. Ovi, Ovidel. Mai spune lui Ovi, Ovidel nu prea mi se spune că de la părinții, atât. E un bossul. Salut, Mariane! Mariene! Da, că pe mine mă bagă și în CS, mă bagă și pe Fortnite. Sunt în 5 jocuri eu. S-ar știut pe la zăpada aia pe acolo. Că mi-a foc PC-ul, ești nebun. M-a băgat și pe CS, pe mine băga, mi-a și penisul. Am float 01768. Biaca scrie pe live 01768243. Gata. Aba că și-a revenit, gata. Ia uite, mă, am 120 de FPS-uri. N-are gluia nimic. Ce mai crescută când am intrat pe live, am crescut, a? Să vezi brațele când le am. Păi fac sală, șefule. M-am făcut pătrat, ești nebun. Dar nu fac de mult, 3 luni fac sală. Dar să cunoaște ceva. Băi, ești nebun, mi-a omorât așa cum am intrat în joc. Ce pula mea e jocul ăsta, Mercule? Trebuie să dau joc mai încet, că a avut dreptate sau detalii. Eu nu vreau să fie mulți pe live, nu prea îmi pasă, sincer. Nu că nu vreau, că aș fi rău dacă spune că nu vreau, dar nu prea am așa mult interesul. Nu mi-ar vedea de ce aș avea foarte mulți oameni atât cu un nou interesul. Mama aici e cu la ăștia cu ranche, ne bat ăștia, mai bă să ieșim de aici, mă, Mercule. Să ne băgăm atâta normale. Că ne sparg ouăle din noi ăștia. Mi-a dat că n-am memorie în PC când mă joc fără, nu știu ce mi-a dat pe aici. Prietenii mei. Deci n-am o memorie în PC, ia să mă uit eu. Da, uite, am SSD-ul plin cum mă joc Fortnite. Cred că Fortnite rulează pe SSD. Și de asta. Deci, care e flow-ul, Bianca? 017. Ia să căutăm. A, cu 90 de dolari să vinde al meu. Asta cu 02 să vând cu 85. Depinde, fiecare ce pune la ce preț vrea el. La 100 îl pun și eu. Dar eu l-am blocat. Mamă, vezi că n-am mai jucat Fortnite de mult, m-am jucat Fortnite. Stai că m-am pus pe difon. Asta, Minecraft, ne jucam Minecraft, Dragoșe? Cum? Dacă vrei, ne jucăm. Mamă, ne face server de la pe Minecraft, ce zici? Da, dar nu ca atunci să mă trolezi. Cum? Nu ca atunci când jucam propriu și tu. Nu mai țin minte. Ești prost. Nu sunt probleme cu ăla, că mai țin minte, acum de ce mă jignești? Ești un rău. Nu s-a mai zis. Am un server făcut public, păi nu-mi fac eu de la... Ia zi-mi cum ne face serverul de Minecraft, joci ca și tu cu noi? Da, da. Pe server pro ne facem. Știi ce e la server pro?
tine mă vorbesc. A, ce să știe mă, Bianca de server pro? O juca și ea, nu știu. Cu bani. Cum? Uite, am un ăsta te pupăm arunt gmail.com. Al cui dracu o fi mailul ăsta te pupăm? Rețele mobile. Te pupăm la coaie. Îl facem pe Canada. Ultima versiune. Hosnei. Ovi Pața. Ce dracu e ăla Craigie? Pune și tu checkpoint. Părătița de-aia. Hai uite acolo. Gata băi, ești am dat drumul la server de Minecraft, bă, băi, star server. Gata, am făcut server de Minecraft, ia uite-l. Păi eu știu cum o fi. E, n-ai de la cumpărat. Ce mai faci tu, Mercule, prietenul meu? Bă, am luat tricolele astea cu o mărime mai mici decât mine. Și mă sufoc aici în ele, ești nebun, nu suport să port haine mici, nu-mi place. Nu stă mai bine cu haine mai mici? Nu o suport, mie place să port oversize, de obicei. Am luat niște tricouri, aveam eu un tricou pe acasă. Aveam un tricou pe acasă și era mărimea M, știi? Și m-am dus la magazin, în H&M și am văzut tricou și că dacă e la fel. Și am zis, hai să-mi iau și mai multe, că nu prea mai avea tricouri care să fac live, știi? Că mai alea s-au rupt, mai alea am aruncat, s-au învechit. Și mi-am luat pe galben, unul pe negru, unul pe gri, unul, încă unul sau două pe alb, mi-am luat mai multe. Și nu mai le-am probat, că am zis că sunt calea de acasă. Și de unde, că sunt, ele arată la fel, dar nu sunt același lucru, gen, e mai diferită, e mai mic de mine ăsta decât al altul, nu știu dacă înțelegi. Înțelegi, mă? Asta e. Și eu acum stau cu tricou strâmb pe mine, dar am zis că e bine că mă motivează să slăbesc. Dă-mi cu amie Heavy Sniper ăla, că nu știu să râși cu el. Îți dau acum bully, Mercule. Ca înainte. Ca înainte, mai știi să dăm bully? Bully Vlad era Ovidiu. Bully Vlad. Păi da, e combat în joc, nu știi? Uite aici. Da, e nașpa, trage prost rău. Salut, Panador. Cum? Am văzut că nu mai intri pe pereți. Am venit de la banchet. Mamă, deja ai venit de la banchet? Ce dracu e banchetul ăla de casa a patra? Dar ai venit la 11 acasă? Hai de capul meu. Ei, era pe el, pe lângă. Ai dat cu butoiul pe mine aici. Păi ce treabă ai cu poliția dacă a venit poliția? A venit să vadă ce faceți, că sunteți minori pe acolo, să nu vă fute, să nu vă are. Dar acum nu trebuia să pleci acasă dacă a venit poliția, naiba. Uite-l pe ăla pe casă. Pa, ce proșo, bă, Dragoșe. N-am materiale, bă, băga mea și pula. M-am omorât, mă. Ce jegul, m-am mâncat nasul. Am înțeles, Panador. Vai de pula ta și mai bine nu mai te dăgei. Hai, Dragoșe, fă omântul. Am alifia ei la mine.
Aveai prostul ăsta la mine aici. Pa. Dă-le diap. Ia să-i așa un pic. Ce clasă e, mă, până la 8-a? Ochima mea, pe unde-i dracu că e băgat? În păstării că e băgat? Și eu nu mai știu până la cât a stat la banchetul de clasa 8-a. Că e o informație inutilă. Acum n-am fost la școală, am fost la liceu, n-am fost la școală, am fost. Ia vezi meu când zice beau apă pe la ea, uite aici. Din dăsă de la mai protein mi-a dat cadou, ia uite. Câtă creatină ai pe zi? 20 de grame. Adică cum? În cupă de aia, 4 cupe de alea de 5 grame eu, să mor de aia mai repede. Gămâi mă, Mercurile, iau 3 grame. Ce ești tu? Dar proștii ăștia de la MyProtein, că altfel n-am cum să le zic. Mi-au dat cupă de 5 grame și trebuie mereu să stau să o măsor, că nu pot să o pui plină, știi? De ce nu fi dat și ei 3 grame, că pe pungă scrie că să iei 3 grame și ies de cupă de 5, cum treacă vine asta? Înseamnă că vor să spună subtil să iei câte 5 grame. Ce era acolo, mă, două zile, ești nebun, zici că am luat de o lună? Nu îți dă decât dacă faci boost de creatină, gen, și iei multă odată. Ai înțeles? M-am uitat la un doctor și el zicea că prima dată când e creatină ar trebui să iei câte 20 de grame pe zi, timp de o săptămână. Și după aia să iei câte 3 grame. Înțelegi? Ca să-ți dea boost-ul ăla mai repede. Dacă nu, abia după o lună și ceva. După ce iei câte 3 grame simți ceva. Dar eu nu iau câte 20 grame. Nu vreau să fac un deficit atât de mare, gen, sau cum se zice. Bă, iau așa, ușor. Câte 3 grame pe zi. Te-au omorât ăștia, mă? Eu cred că așa o hack, Mercule. Deci mi-ai cadou și tu și câți mulți. Huiii! Băi, seara să mă omoare, ai văzut? Are sabie. Fugi. Ce e acolo? Nu știu, de Spider-Man. Da? Mă usureau. Dacă nu sunt mușile Spider-Man, îmi sus ca aici-o. Mamă, Mercule, uite-mă! Uaaaaa! Ce-o fi acolo? Oare pot să mă duc acolo? Au băgat ăștia Spider-Man negru. Da? Mamă, Nicolas! Ce mă face Nicolas? Nu m-am văzut de mult. Mi-e dor de el. A, cum să-l ignor, mă? A stat-l 2-3 ore pe live și n-am vorbit cu el să-l ignor. Eu vine pe live, fac ce fac pe aici și nu citesc chat-ul și spune că îl ignor. E ciudat rău copilul ăla, mă, pe bune. În fine, oricum nu prea am avut copii neciudați pe live, numai de așa ciudat am avut pe live. Și grași. Și grași, da, ca mine așa. Păi știi cum e, cine se aseamănă să adună.
Cum? Eu am fost slab. Tu ești mai diferit. Robelu ce mai face? Mai ține-te pe Robelu? Nu știu cum arată. Nici nu mai știu cum arată. Știu că n-am văzut de șochere. Nu m-am văzut de mult nici pe bulangiu ăla. Ce-a plecat el de pe ăla fără să zică nimic. Vezi? Fără din partea lui. Ia și asta, că și asta te... Și asta te... Ce facem asta? Nu poți să vezi și pe asta, că și ca Spider-Man. Nu poți, ori aia, ori aia. Ai mai fost Spider-Man. Dă-o bă pe asta încoa. Toate porcările își joc ăsta. Hai, da, Dani, but. Oh, uite, du-ți, vreau de tine, du-ți, prietenul meu. Că ești un șarpe, așa ziceam aici. Urmează Robelu, că deci, nu mai știu nimic de el. A plecat așa de pe live, fără să zică și el la revedere, fără să zică nimic. Și nu mai știe nimeni nimic de el. O fi murit, mai trăiește, ce dracu mai face? Spurcăciune de joc, auzi, se duce. Bă, uite-l pe ăsta, mă omoară aici. Pa, și uite. Uii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 i
Uite cu ce boss ne batem. Și ne bat boții ăștia. Mai ține minte când jucau video fără azi, le rupea copiii în două? Mai știi, băi, Dragoșe? N-apucam să intru în lobby. Cum? N-apucam să intru în lobby atunci. Salut, Bianca! Bă, m-a nebunit Marian șoferul, dacă te-am dat grupul de Telegram cu România X, doamne, lasă păcit săracul. Vorbește pe acolo cu fel de obsedat sexual. E panorama mare. Dacă zic... Bună, cineva din Slobozia, cineva din Pitești, le întreabă. Că are ciocanul mare, dă poze cu ciocanul pe acolo. Nu mă întreabă cum e surat. Cât are? 46, 47, care e Ion așa. E vagabond ăla. Ia să mă uit ce mai face el pe aici. Dă-și-mi poze. Hai că-ți dau dacă e. Apoi acum îmi iau și 3 grame. Hai mă, ce dracu, nu se încarcă. N-am zis, băi, nici doar pe ruduții. Lasă-ne-mi pace cu roberul tău. Oare cum i-a venit să-și pună numele Robert? Da, Robert. Ce să fie, mă, rușine, duți. Am zis că vreau să fut pe Robelu în cur. Aia a zis. Bă, da, e nu bine să cred cum ne-a plăcut nouă jocul ăsta, sau nu era așa urât. Mamă, ce ne plăcea înainte jocul ăsta. Ce și tu, bă, duți? Bianca, care e vedeta, mă? Cu ce ocazie ai venit la mine pe live aici? Te poate spune la space-ul. Pe cine arde în funduleț? Pe Robelu sau pe Melcu? Prostul de Melcu. Eu fac salutul acum. Am mușchi de ceva ori de mine. Se
serios, du-ți. Pe amândoi, vezi că Dragoș a venit aici în ligă, în grupa dezvoltării cu mine, face sală, face afaceri, educație financiară, dezvoltare sexuală, toate nebuniile. Nu mai bagabonțește, gata, așa a zis. Vrea să fie milionar și el. Să fie top G. Să fie un top G, exact. A luat cursul lui Andrew Tate. Ha, merg, ne luăm cursul lui Andrew Tate, pune jumate-jumate. Te bagi? Nu. De ce, bă, Mercule? Să vă trăiești să fim top G. El trebuie să ia cursul de la mine. El la tine, mamă. Ce urât ai dat-o pe asta, Mercule. Ce are? Știi că e un băiat care chiar a devenit milionar după ce a luat cursul Andrew Tate? Nu, serios. El așa zice, acum nu știu dacă e adevărat. E un băiat pe internet. De zice că el, datorită lui Andrew Tate, are tot ce are. Și are câteva Lamborghini-uri, are bani, omul gen, e bogat, știi? Și nu e de la cu mașini închiriate. Omul chiar dacă îl urmărești pe Instagram, dar nu e român. Îl urmărești pe Instagram, dacă te uiți la el, să vezi ce viața are. Stă în Dubai, omul are apartament în Dubai. E pe ele. Și el zice că de la cursul lui Andrew Tate te-a făcut toate astea. Dar eu nu prea cred. Eu cred că e ceva prieten cu Andrew Tate și îi promovează cursul doar. Știi? Dar acum nu știu ce să zic. El e tinerel așa, are vreo 25-26 de ani. Ce să suc, mă? Duțu de Scam! A intrat pe Discord aici la noi. Bună seara, Duțu de Scam! Salut, Mr. Gigel! Am venit și eu să văd ce faci. Eu abia ca să vezi ce faci. Să văd ce, să vezi ce fac eu sau cum. Ce faci, Duții? Bine, mă, du-ți ce să fac, uite, mă joc Fortnite. Unde ești tu, video? Aici, aici. În casă. Aici, tu mine. Du-ți dai și mie un skin, că sunt default. Îți dau contul de Instagram, să zic dacă îmi dai. Bă, du-ți, mă țin aminte când făceam videoclipul cu default, copiii aia pe live de plângeau că n-au skin-uri și toate alea? Yes. Ce vremuri. Robertul s-a mutat în Anglia, nu știai? Nu, serios? Nu, ce fac la mea? Ce ai făcut în Anglia, că eu nu știu să vorbesc nici română, dar angliană. Bă, dar știi de ce, de cine sunt eu curios, chiar ce mai faci? Ia zi. Da, anghilă, mă, să mor eu. Am murit, mă, pe schilă ăla pe acolo, ești de mur. Să știi că s-a căzut de pe ele. Mamă, ce mă bat așa pe aici, până la duții. Dar Iulica ce mai face, mă? Iulica? Ni! Cum făcea Iulica? Ni! Mai știi când plugea Iulica? Da, ripul, duciu. Da, ele. Dar stai că pe Anghile știam eu cum îl cheamă pe Instagram, dar nu. O mai ții minte o fata aia, Ana, de pe live? Da, ea mi-a dat bloc. A venit acum 2-3 zile pe live, n-am luat ea și a plecat, n-am venit. Da. Mi-a dat blog. A venit acum 2-3 zile pe live. Vorbea așa un pic cu mine. Și după aia a venit Bianca pe live și m-a zis că Bianca asta cine e? Și după aia cam răcit-o așa, știi? Și după aia a început la Melcu. Și după aia când vorbea cu Melcu și zicea că ea are iubit, că nu, că n-a venit pe live pentru iubit și nu știu ce și căcaturi de-astea. Și îi dădea lui Melcu poze cu un băiat, nu știu ce, pe Snap acolo, ceva de genul, fără să știu eu. Și eu am zis pe live că mie mi se pare că cine are Snap, e un red flag la o fată să aibă Snap. Genul e o fată serioasă, știi? Și după aia s-a supărat și nu știu cum dreapă și eu nu ai venit pe live. Tu ce părere ai, Duți? E un red flag dacă o fată are Snap? Depinde ce face pe Snap. Păi dacă are Snap, dă Snap-uri de alea, unde e, ce face? Cum să cacă, cum să pișă. Focuri de alea nu e nimic, da. Mie mi se pare așa un red flag. Eu sunt de părere că Snap-ul, că și-o am folosit Snap. Snap-ul e pentru bagabonțeală. Și punct. E ceva că trimiți o poză cu undeva de afară așa, că și-o am.
Păi da, dar e de bagabonțeală, du-ți, adică ești fată, trimis nepul la băieți, le dai repliuri la băieți, ce face, unde se duce, adică căcaturi de-astea, știi? Ce treabă ai tu să vezi ce fac jumate de băieți din oraș dacă ești o femeie serioasă? Cum și eu ca băiat? Eu ca băiat să am relație și să am snap, să am... Deja am 200 de fete pe snap, dar nu le dau snap. Să le dau snap că sunt prin Porsche, că sunt pe nu știu unde, ele să-mi dea mie, oh, Ovidiu, hai că vin și eu să-mi vadă locația unde sunt. Ce dracu? Nu e un lucru, e bagabonțeală gen. Nu e ceva greșit, dar e bagabonțeală, nu poți să spui. Nu se mai face bă așa pe zi, cum se face acum 2. Adică sunt bătrân? Da. M-am făcut bătrân, dă-ți. Acum pe zi de vide. Acum faci doar zile de alea. Știi cu cine ai cele mai multe zile? Ia zi. Cu Dea. Cine e Dea? Fata aia de mine pe live, băie, am 643 de zile. Mamă, încă vorbești cu ea? Bă, tu de nebuni, am de mult. Te-am înțeles. Da, 2 ani sunt atunci. Să faci nepuri cu Ana, prietenul meu, Dragoș? Și câte ai? Bia gata, cu cine faci snap-uri? Sau nu faci? Hai, dipa că plec. Poate pup. Ia zi, Mercule, faci snap-ul cu fata aia, Ana? Fac, fac. Da, serios? Păi și câte focuri cu ea? Faci de mult? Lol. Păi și... De ce nu dai mesta să vorbești cu femeia? Care mă fata? Cum? Nu Ana aia. Bă, fata aia, Ana, de era pe live. Dar te auzi încet rău. Din cauza ta. Te-a dat la maxim. Nu știu atunci. Ia fie atâtea și mă știu obiectul pe 30 mai, dădea și eu snap cu atizașii. Și asculta manele în bucătărie. Cum auzi acum? Uite cum era snap-ul pe timpul meu. Deci am intrat pe snap și uite, pe 30 mai ce snap-uri am dat eu, cum apare aici. Ui, am dat o poză cu Adidas-i și după aia am dat o poză la televizor când ascultam Anel, ia uite mă, și filmam televizorul. Aoleu. Vai de pula mea. Dădeam poze cu bicicleta, că mă mâncă cățaua, ia uite, mă mânca cățaua pe aici. Iată Bianca. Vezi tu să răs ciomer? Hai, intră în lobby. Da, mi se pare o pierdere de timp, faceți bani, lăsați prostiile astea. What the fuck, man? Man. Ovidiu tânăr. Ce tânăr era Ovidiu? Ai văzut ce părere am pus? N-am văzut. Ai văzut de că văd eu? Nu m-am uitat la el, dacă t-am trecut peste el, cred. Hai să intre și băiatul ăsta în lobby. Îi trebuie ca pe snap că ți-am trimis și astea. Ce nas mic aveam coaie când eram mic. Dar de ce crește mă nasul? Dragoșe. Nasul mare. Cum ești pe snap? Eu nu știu. Stai să mă uit. Ovi bară jos, pațac. Păi, de ce n-am zis că aveam acum 5 ani? Dar de ce crește rasul mereu? La noi ca oameni așa.
Te auzi, șeful, mi-ai dat asta, strimi poza și ție? Merg prost. Am dat adăugare. Și cum îți accept? Sus acolo la prieten în dreapta. Păi nu mi-a apărut nimic. Zou. Zou. Păi aolo, ai sus la prieteni ăștia? Resive? Păi am 90 de cerere de astea. Păi și o să te așa cum îl cheamă. Dragoș. A, mi-a apărut prima ta, ai, gata, ai, uite, pac. Ia uite. Uite ce nas mic aveam acum 5 ani. Trebuie să-ți trimis și ție poza. Cum dracu ți-o trimit? De acolo pe ăla, în dreapta, jos. Hai că ai făcut screenshot, că nu știu. Nu merg să screenshot-ul. Hai că am găsit, gata, send tu și dau aici tău crăbunejul de sub gorj. Uite-te să vezi ce nas mic aveam față, dar cum l-am acum. Ovi? Ia zi. Băgăm și un meci de rang după. Băgăm. Era și mai ridicat. Da, și uite-te la poza de acum. Dar dacă nu se dată o conversație, cum se dă o conversație? Mai rig. Cum? Ai băgat nasul unde nu trebuie. Dar cum îți dau o poză în conversație să o vezi? Aha, gata. Uite cu aia cât a nasul acum. Tu vezi? Crește că vrea el să crească. Bă, deci eu la 15 ani aveam nasul mic și acum l-am mare. Dar și polul avea mică. Și acum tot mică e. Uite, dar aveai fruntea mai mică. N-am luat seama. Chirești. Unde vrei să mergem, Ovi? Unde vrei inima ta? Mai știi când ai microfonul, știu că să nu știu, te pup, noapte bună. Și nu mai vine la mine pe live? Răzvan așa mult timp? O video cu nasul mic cu aia. Bă, doare cu să-mi ridic nasul. Să încerc. Hai să-i rupem pe ăștia pe picior. Rupă YouTube, bro, drag, nu știu cu Fortnite, nu mai sunt în domeniu. Hai la casa asta mare de aici. Nu, Ovidiu. Da, vin cei mai mulți acolo, la templul ăla. Atunci hai pe aici, mă, ai pus tu. Da, bă, știu când am sub microfonul, dar nu mai știu când am sub și-a... Tu nu mai știi când te-am sub penisul, ai uitat, Gabriele? Doamne, Ovidiu, ce ai zis? Băi, m-ar face gay, serios, frate. Păi că nu prea sunt atras de femei decât din punct de vedere intim, în afară de intimitate eu nu sunt atras de femei. Ca intimitate sunt atras de femei, îmi place să fac sex cu femeile, dar nu sunt atras de femei, adică așa, ca prietenie, ca astea. Nu pot, să mă înțeleg cu o fată cum mă înțeleg cu un băiat. Cu o fată mă înțeleg decât dacă fac sex. Nu știu dacă ați înțeles ce vreau să zic. Și eu cred că sunt gay. Oh, ia uite pe oase cu gâmătă, nici pe seama nu am să dă mult pe live. Bă, ce mă, cum voi l-ați venit astăzi toți aici? Ăștia din trecutul a viitorului. Trecutul... Nu trecutul viitorului. Ce dracu am zis, mă? Trecutul amintirilor, așa. Și eu n-am mai intrat de mult pe live. Cred că m-am văzut online pe Fortnite și de-aia. Cum ar fi? Ce treabă are, mă, prietenul meu Răzvan? Nu că mai ajung nici eu. Nici eu n-am mai jucat, naiba, s-a prostit de tot. Mamă, și ce ne plăcea înainte Fortnite-ul ăsta. Băi, nu dormeam nopțile ca să mă joc Fortnite. Atât de mult îmi plăcea. Făceam live-ul până la 3-4. Nu mă plictiseam. Da, nu mă plictiseam să fac un live, pur și simplu, că era prea mișto, nu simțeai cum trece timpul. Acum, dacă mai pune să fac un live de 12 ore cu Fortnite, ar fi un chin pentru mine. L-aș face decât așa pentru voi cum ar veni sau pentru oameni, dar atunci îmi plăcea, mi-era drag, știi? Oh, prr, nu mai trage, hop, trlalo, hop. Bă-s prost rău, Ovidiule. Ce mi-ai pățit? Găsi o armă mitică și mă omor eu cu ea. Poate că am îmbătrânit noi, cine știe, salut Antonio. Sper să apară un joc chiar să ne
bubuie pe YouTube-ul ăsta. Că altfel... Bunii dracu aici pe Fortnite-ul ăsta. Pe bune. Am înțeles, Gigel. Asta e dacă mă vrea să uite la mine, ce vrei să fac eu. Gata, am rup ăștia. Le-am rup guranii. Găsești o mitică aia de... Dar de ce am dat cât 500 de materiale? Așa puțin e acum? Da, e maxim. Mamă, cât ai erai mâncat, ți-aș pula ta, Omer, 264 sau mi se pare mie? 244. Mamă. Și eu mă chinui să fac 100 ca să iau și eu better pe suful, dar cred că nu mai fac, aia e. Hai că ai timp până în iunie pe 2 sau pe 9, nu mai știu cum se restitează. Ce naiba, 9 zile când să fac eu ce de data? Refăm tu dacă vrei, îți dau ție contul. Oricum nu mai mă țin. Ăsta e primul sezon pe care nu-l completez, în rest am completat toate sezonele. Uite-o video aici. Ce? Greu, că poți faci misiuni la tot pasul, adică gen, te duci și te bagi și ești normal așa, tu faci niște chestii pe aici pe hartă și direct ai făcut un level într-o zi. Totuși... Dar arăs tot să moară aia. Nu stau să fac level. Ha, eu aveam de asta legendară. Ia, să ce quest-uri avem de exemplu. Te mă duc în zona întâi. Ăsta e cel mai mare. Îl iert. Ce mai zi, Antonio, prietenul meu, ești pregătit de examen? Că mai o săptămână. Sunt mai mulți de ăștia, să vorbești cu nu știu ce bot ăsta, habar n-am. Glitch-ul de alea nu mai sunt ăsta cât un milion de XP? Da, da, dar am auzit că-s banabilă. Aia, nu sunt că am făcut 10 milion la ban. Nu, de la un timp a început, pentru că e un fel de, nu știu, un fel de cheat, habar n-am. Dacă nu injectezi nimic în PC, n-are cum. Dacă nu injectezi nimic în PC, n-ai cum să-ți iei bani că faci glitch-uri pe creativ. Ești pregătit? Bravo, Antonio! Ce notă vrei să iei? Dragul meu, Antonio. 12. Mama, am mâncat aspat 2000 de calorii și mă simt plin rău de tot, n-am mâncat 2000 de calorii de mult. Câte? 2000. Eu mâncai 1500. Mama, așa mult ai mâncat? Da. Eu mănânc de obicei 1000 pe zi de calorii. Uite motociclete, hai să le luăm. Hai. Ia și tu cum asta. Lasă-mă șefule boss-ul. Că boss-ul sunt eu. Lasă-mă că luăm un shotgun mitic. Că atunci ești boss-ul. Uiiiiiiită. Cum râdi pe roată, bă, cum râdi pe roată? Nu, no, merge doar la de-alea normale. Paaa. Alea se găsesc prin pădure, habar n-am. Păi și mă dau cu trotineta, Mercule. Apasă shift. Pe păi, da, am arma în mână, Mercule. Cum dracu iau, scot arma? Aha, gata. Salut, Răzvane. Mamă, ce slab să știu. Așa parcă am luat și eu, nici nu mai știu cât am dat la examen. Mi-a ieșit media 750, parcă. Eu am luat la examen și la bag la fel. Nu știu dacă știți. La examen am luat 750 și la bag 730 sau ceva de genul. Păi de ce mă mai duc la mine, Răzvane? Ce-ai pățit? Mercule! Merg, prost! Hâț! Băiatul ăsta unde e? Eu știu, s-a dat făcut singur că joacă de mult, nu vezi că are tăiere 200 omul. Ce-a făcut și-o video? Dă-te cu capul în piatră. Pa da, Răzvan! Dar v-am să-mi zici și tu. Eu uite-o, am ridicat pe roata, ești nebun? De pe Space. Pe Space? Da, pe Space merge. Clear. Uiii! Eu știu că merg doar la alea normale, care habar n-am făcut, n-am băsit de asta. Făcui un kill. S-au găsit ele pe aici. Și am făcut un kill? Mamă, e una aproape de mine. Acum ți-a salvat video. Bate-mi Mercule și pe ăla. Fugi dacă te bate, fugi. Bravo, Mercule. Ce să mă bătă pe mine video ăștia?
Și eu, așa e pro player meu cu fraților Nicolas. Ai făcut un level. Am văzut. Faci și deci de level-ul în 4-5 ore dacă te joci. Și seara asta le faci dacă te joci. Salut frate, salut. Cred că dacă te joci 5 ore în continuu faci 50 de level-ul. Da, n-ar fi greu. Și plus că ai și multe misiuni care se fac ușor. Păi, uite, acum îmi dă un level, îmi dă un level dacă colectez epic weapons și omor oamenii cu shotgun-ul. Faci. O să nu faci. O să face greu. Medkit acolo. Stai să-mi iau motocicleta. Vin și eu cu ea. Salut, Iulian. Băieți, sunteți boși, boși, boșilor. Sparge asta de aici. Nu prea e benzină, băi, Mercule. În stângă e o motocicletă bună dacă mai ești mai mult. Păi asta ce are de nu-i bună? Ia-i în stângă. Mamă, mă rămâne fără benzină, merg prost ce ești. Mercul ăsta n-are microfon. Ba da, e pe Discord. Mamă, nu mai avem benzină, băieți. Mamă, eu v-am să-l trăc aici. Hă-ți, Johnule. Eu sunt Spider-Man. Melco ăsta nu urcă. Nu, dar nu-mi coză prost, lasă-l pe aici. Am înțeles, îl fac foarte bine. Unde sunt playeri? Să-i batem. Nu știu ce vreau cu piatra aia. Du-mă la playeri. Acum. Să le sparg gura. Nu știu ce e ăla, dacă îmi dă XP, da. Uite, du-te aici. Că trebuie să cumpăr ceva de acolo. Poți să cumpăr. Hai. Chiar sunteți viața mea, dați-mi cât un like. Antonio, care e media minimă de intrare aici, ăla care vrei tu? Hai să facem un drift. Ce că trebuie să cumpăr ceva de aici, de unde să cumpăr, ia zi. Mamă, te urcăm pe scări. Urcăm pe scări, hai. Fraierilor. Eu vin până la etaj 4 sau la sus ăsta aici. Ce băți tu, prietenul meu? Ajunse. Cumpărești tu de aici o armă, nu știu, barbecue, cumpărești și eu. Uite, mi-am cumpărat mare combat ăsta epic. Așa. Pa, luați-l voi că n-am nevoie. Da. Vreau un big shield dacă era. Ia și un big shield, dă-mi coa. Ia și big shield, na. Ăsta e win. Păi că e băiatul ăsta aici cu noi. E na. Dacă zic. Ia ce mai mă pune așa să fac pe aici. Mamă, unde mă? Hai să mergem la insulă, că dă puls. S-ar putea să iei și XP. I-am dat 25 la 1. Vino în casă, mă, e mașină. Urcă, urcă aici. Păi vino, da sub mine, să sară în ea. Uite așa. Hop. Stai așa. Hai, Mercule. Lasă că vin eu. Hai că are trocarici de la dă-i. Trocarici. Are ODM-ul ăla. Trocariciora. Am înțeles, Antonio, eu am intrat cu cea mai mare notă în liceu, când am intrat aici, eu am bine. S-au pus, uite, cele mai mari note, ceva de genul. Deștept Ovidiu. Adică mai pe scurt am fost deșteptul proștilor. Glumesc. Te pot răza, mersi. Uite, Peter. Stai, bossule, ești nebun. Hai, dă-i acum. Hai, dă-i la puls. Dar ce facem aici la insula asta? O să ne dea puls, o să ne dea și... Hai, ce bine că ce e ăla? Hai, dă-s o mașină aici și hai în rift. Hai, șefule, rift. Mi-a dat mare damage. Dar sunt playeri acolo, trebuie să le spargem gura. Da, n-ai zis că vrei playeri. Uite ăsta aici, să-l batem. Mama are de la calul Melcu. Băi, de ce fuge ăla, ești nebun, ce schemă face? Mă, dau și afuc, ce prost sunt. Bă, pe vremea mea playerii nu fugeau, mă, playerii se băteau ca niște bărbați. Adevărați. Hai să le dau drag cu ăsta. Uite, pe aici plamel cu unul. Hai, Melcu, să-l batem. Hai să-l batem. I-am spart shield-ul. Hai să rupem gura ei.
mort. Bă. Hai, stai bine? Ăsta e al meu, mă? Stai, stai așa și gână ăsta mitic. Ia uite aici, pac! Ia vezi că e player pe aici. Ia hai să luăm pulsul pe aceea ce să facem mâine. Stai șefule că e player aici, ești nebun. Da, e la mine. Mamă. Stai să dai eu finish. Așa. Ce arme am pe aici, uite-mă. Iată-l, iată-l. 14? Hai, Melcule, hai, Melcule. Eu sunt aici la puls, sau cum se numește. Mașina alienilor, da? Nu e așa, că nu era lovit în spate. Salut, pițicule, uite, mă rog, Fortnite, ce să fac? Am de asta, Spider-Man. Mă dai și tu un like. Vezi mai să ne dea astea mai repede. Da, mă, Ovidiu. Da, hai. Sunt doar două. Iau eu cu tine, da? Oprăm pasă. Ce uite ce ne-a dat pe aici? Ce e bă astea? Bă! M-a spart, ești nebun, Melcule, dacă nu dai vibe, te rup. Melcule, mă, dă ăștia finish, fut-o-s morții, mătii de jegos. Câți de obiecte, da, am viață. Normal. Melcule, ne-ai trollat, nu știu cum faci, dar trebuie să ne salvezi. Mamă, ce scheme pe Melcu. E un bot, Melcu, ăsta. A fost numărul pe gără cu skill-ul free. Mami, a făcut Travis Classic, ești nebun? Vezi că o știe Melcu. Ia să vezi ce se rupe. S-a urcat pe rând, Melcu. Fură-mă, Melcule, de aici, că ne iei tu gardule, că ai timp, mai sunt două minute. Spider-Man, Scooter-Man, Puts-Man, hai, ia ne ributurile. Dacă mai zice ceva de pe lângă meu. Du-te și pleacă și nu mă lua pe lui. Hai, fugi, 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 fugi. De ce n-ai dat MG-ul ăla legendar? Maa... Fugi, Melcule, cu păian gănul ăla. Maa, dacă murea acum de la Florin, nu știu ce făceam. Ce dracu făceai? Te spânzurai? Îl spânzuram. I-am zis că îi făceam. Mamă, ce dă ea după tine, Melcule. Ha, Melcule, dă-i odată, dă-i viteză, hai. Ce comentează copilul ăsta. Da, da, ușa, Antonio, atac din mână. Dă-ne reboot, Dragoșe, și nouă. Dă-ne aici în zonă, fă un box de la... Mai luai, ă? Omer, ce cod ai pe shop? Ovi, bară jos, pasac. E bară la jumate, bă, nu-i bară jos. A. Spider-Man, ce-ai că mergi? Știu, știu. Nu da aici drop, că ne dă în aer, până-i merg, că-l pleacă. Hai că avem rift acolo, pe ce e? Să ne luăm și noi loot de pe insulă. Păi da, ne respectăm și noi? Sau ce? Ne vorbi băiatul ăsta. Mamă, mi-a luat damage, cred că era player acolo. Player, player, fugiți. E zona, e zona, e zona. Cu player. Nu mi-a luat damage 80, ești nebun, cred că e player, mă duc în zonă că mor. Cu player, mitrane. Așa, bun. Trebuie să găsești eu ceva de kill. O bazură, păi da, ne respectăm și noi sau ce? A, Melcule, mă mănâncă ăștia pe aici, ești nebun, de coaie. Am 3 HP. Mamă, Ovidiu, să mor. N-am viața de rău, băieți. Dă unul cu sniperul după mine, sunt vai de capul meu. Cu cine vorbește băiatul ăsta? De abar n-am. Da, așa, să încerc să-ți fac o schimbă. Tu ești aici, Melcule, sau? Am Ovidiu. Băie, pleri la mine, ai venit la mine să mă salvați. I-am dat 72 la 1. Bate Omer, că tu ești Fortnite de aici, nu eu. 49? Cred că l-a de sus. Coi, m-am blocat, nu pot să merg. Băi... What the fuck? Coi! Mi-a intrat jocul în bară, coi. Bă, salvați-mă că mă omoară ăștia. Bă, Ovidiu. Bine, acum te salvez. Hai, veniți la mine repede. Mamă, veniți bă că mă omoară ăștia, că m-a zis cea viață. Pă bune, Omer, stă cu sniperul după tine. Fugi! Tu-s bombele tale! Nu, 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 nu! Am scăpat, Melcule! Melcul ăsta unde e? Fugi, Ovidiule! Ovidiu, mor, 3 HP.
Vezi că am de aia de Spider-Man, vreau să-ți o dropez. Ce e să-mi dropezi, ești nebun? Pula, cum e dropezi? Și aia. Mă juram, Antonio. Hai să băgăm și nou unul de rank. Au, deci da, băiatul ăsta ce s-o video. Am auzit, mă, dă-i las așa, te de mult să mă fiș. Sunt bătrân Antonio acum. Video. Dacă mă auzi, să știi că n-am skin-uri cumpărat. Cumpărați și voi parfumuri. Fața cu mai e pe aici? Sarți, fața? La asta mă gândeam și eu, Antonio. Dar nu vezi că există. Ovidiu, eu n-am skin-uri. Nu bă, bă, rank brother, că ne bate aia pe acolo, ne sună apă în cap. Am un match. Ia mă, ia rank, na, ia rank. Nu mă lasă să pun rank. Ba da, uite. Transpiri așa pe ei. Ce armă asta? Eu nu cred că ești bun, transpir. Ce dracu? N-aș fi gătul mie să fie asta. Transpiră melul cu ăsta, ia uite ce are, gol 3. Hai, stai și pune melicule. Ai de capul meu, de ce nu mă Antonio? De ce nu mai jucăm de Fortnite un video? Să ne mă, bai, amuzăm și noi, dragul, de-aia jucăm. Mercule, dacă nu ne crești pe noi, rang ne spărăm. Hai, auzi, Mercule? Nici problemă, frate. Rang, gol 3, vrei să te gare? Da, ia, hai, bagă-te. Eu zic să dați unul pe unul, Dragoșe, ia spune. Eu zic să dăm unul pe unul dacă ești bun. Nu cred că te-ai auzit. Zic tu, zic tu. Eu zic de tine că te văd că ești bun. Pe gifturi, o să dați unul pe unul pe gifturi, zice Antonio. Vezi că tata lucrează la Epic. E bun Mercu, a? Ce și pula ăsta. E frică să dea cu tine Mercu, le vezi? Mi-e văd. Ce mai vrea să-l și laud? Nu te-ai auzit bine, mă, Antonio, că-i aud în centru. Ce lasă scrici la zăbăzie aici? Ovidiu, dacă nici mai... Acum e mai bine? Mă auzi? Nu mă, bă, te aud bine, bă, dragul, nu-l auzeam. Tu stai așa cum era din aur. Mă auzi, Ovidiu. Te aud, Dragoșe, da, e ok. Ia să mai vedem, mă, ce challenge-uri mai facem, Dragoșe. Poate mai facem și noi. Stai, euro 100. Hai că ai 50 level, mai trebuie 50 de nivele. Auzi, ce că să câștig arcade game, uite aici. Aha. Hai să te arăt cum îl faci. Hai că fii atent că fac Tyro 100, Antonio seara asta cu băiatul ăsta. Dacă fac Tyro 100 în seara asta, îți dau moderator pe live. Bun, hai, hai, deci. Nu 100, 75. 25 de tăiere în seara asta, 25 mâine sau cum am o joc eu. Te faci? Da, hai.
Hai, brother, deci aici trebuie să win the game arcade, nu știu ce zice. Ok, bun. Ori în ăsta, ori în... unde mai trebuie, dar hai aici. Hai, Antoniu, începem challenge-ul, facem 100 de taiere. Am te batem playerii, dar aici după aia îl facem dacă vin playerii aici. Hai să vezi ce le rup gura la aici. Așa să faci. Da, da, să mă imește și pe mine, Antoniu. Ia zi, unde mă duc? Deci, trebuie să deci. Găsești unde la, ca la păcănele. Unde? Păi găsește și tu, că eu lutez să nu mă moarește. Nu vă găsi la păcănele. Uite la aici, uite la aici, astea sunt păcănelele, le vezi? Așa. Trebuie să-mi dau rezultat cea mai bună pe ăsta, să zic ce trebuie să faci. Deci. Oh, am pierdut, ești nebun. Stai, mă. M-am necat. Păi stai, eu unde trebuie să mă duc cu bila aia? Așa, deci. A, la X trebuie să mă duc, gata, gata. Da. Jos, dreapta. Gata, uite, pac, am câștigat, ești nebun. Așa, bun. Altceva, ia. Arată cu ești, hai. Drive a rush bike at drift, așa, nu știu ce. Deci. Aha, aha, bun. Aici. Hai, deci, unde mergem prima oară? Acolo? Hai, da, stai mă. Ce mașină trebuie? Ia mai citești o dată misiunea. Drive a rogue bike. Rock bike, ok, rock bike. Aha, video. Asta ce? Nu e rock bike. Video. Zi-mă zi. Asta e dirt bike. Bun, deci mergem cu dirt bike-ul până găsim un rock de-asta modern. Mamă, ce știe? Acum vii, brother, hai. Pune-mă la, pune-te tu la volan. Poți să rogi pe nadul, cum să nu poți să rogi? Hai, șefule. Stați, mă. Ce e, că a plecat băiatul ăsta? Nici la școală dacă îl pui să zică nu știe. Așa. Și noi acum ce căutăm, șefule? Uite, da? Uite, uite-o, hai, urcă. Urcă în asta, în asta, asta. Gata, șefule. Am mai puțin și te bate. Aici trebuie să trecem până în orașul alea pe mașina asta. Da. Da, cred că trebuie să conduc eu, mamă. Ce laser mi-a dat ăla. Dacă ne omoară ăștia, dă-i mai repede. Iau și o motocicletă, băieți. Ce clasă e, șefule? Mamă, păi ești mic, mă, câți ani ai? 10? Fac 12. Bă, așa mare ești, pe clasa a 5-a? Mulți înainte. Păi și tu câți ani aveai când te uitai la mine? 8? Mă, nu mai intra în apă cu ea, Costrici, ce dracu faci, mă? A, mă cac pe ea, stai că găsim mai aici. Mă, m-a spart copilul ăsta, cum dracu ai... Aoleu. Stai că găsim, mă, acum. Hai, când trebuie să găsim una. M-a rupt. Așteaptă aici, nu te mișca. Am găsit eu, mă, stai mă, liniștit. Na, e bine, hai. Ia-o, treci pe aici. Ți s-a pus? Da, s-a pus, s-a pus. Bă, liniște-mă. Da, bun, pune-o în următoarea locație. Ia să vedem. Uite acolo. Oprrra! Trece player după mine. O, turlalo! Hai, te urci aici? Hai, dă-i după te! Mamă! Am murit, iar am intrat și eu la păcoa aici, pă, sunt, bă, că mi-aș pula. Stai că vii să-ți dau revive. Muri! Vino cu-a. Hai bă, coaie, că e încă stă în zona asta. Băi, încă să dracu copii deja a terminat jocul ăsta, mă, Antonio. Așa, bun, deci după misiune să-ți fac un screenshot la misiune să le văd. Ia fătat un screenshot la misiune. Așa, se dă web, a, nu, las că se vedea. Dă mai jos, puțin, o leacă. Aha, aha, bun, gata, stai că fac acum, gata. Trebuie să ne uităm ce misiune ai. A, misiunile, că n-am făcut niciuna, toate wake-urile posibile. Înțelegi tu că n-am vreuna pe care am făcut-o, e un secret.
Hai mă, cultul, mai trăiesc sau ieșim? Ieșiți, mă, de vreo. Antonio, lasă-mă că așa ai fost și tu, ai uitat? Mai mă, gagic, Antonio! Să-te mai puși niște apă. Ce cam să se dea o full auzi ce este aici. Da, să-ți cu ranked ăsta, că nu e bine să jucăm în ranked, că... Salut, Steamy! Ce faci, șefule? Da, încă ești împreună cu fata aia, Antonio, sau alta? Gata, am văzut toate lucrurile care ți-o știu. Câteva am văzut. Are Black Knight. Uite, ăsta are Black Knight. Ce dracu, mă? Mi s-au oprit browserele web, că am SSD-ul gol și nu mai mă lasă să pornesc browsere web. What the fuck? Dar nu înțeleg, îmi rulează Fortnite-ul pe SSD, de ce dracu? Cum mă rog, Fortnite n-am memorie pe SSD și când ies din Fortnite am. Spălați-vă, copii. Cum? Să spălați-vă. Bravo, bă, ție, Antonio, atunci. I-am întrebat de câte ori să joacă peste Fortnite. Nu mai fac ce videoclipuri cu skin-uri. Nu mai are bani. Hai să mergem. Aici. Oho, aici sunte și level. Mă, știu, băiatul ăsta tot smânge pe față. Cum? Băiatul ăsta, Timi, de nu suflă muncii pe aceea. Bă, da, o fată nu mai veni pe rău. Pă, întâi fac și eu una jumate. Dar cum m-am dezvirginat? De ce mi-ți plăcut pe ăștia la video? Glumesc, bă, dar... Domn, că ești... Virgin, că te păstrezi până la nuntă. Corect. Cu aia eu sunt virgin, atât când mi s-a luat asta la pulă, mă consider un om virgin. Serios. Ovidiule, mergem unde am pus punctul. Ce culoare e punctul tău? Ăla albastru? Hai mă, unde ai pus punct, hai. Fii atent aici când face Omer, taie de mă sparge. Tu ai cont, tu ai Black Knight, te contul tău brodere sau l-ai cumpărat? Nu, e corect. Hai, dă să crac. Credeam că te rogi de sezonul 2 și că te rogi. Nu, e cel mai mă rog, dar uite acum, uite și băiatul ăsta ce când face misiunea, alea aveți ce documentație. Dar de ce nu te rogi, mă, ceva, altceva, Omer? Îți place ție Fortnite-ul ăsta? Da. Joacă, deci tu nu știu ce, altceva. Mie mi se pare n-aș părău fără noi tu. Ziceați și X-Videos. Ia-ți puțin falling pațacule. Vine aici la mine. Ia-ți cel falling. Păi stai așa că avem player șefule. Stai un pic să-i batem, să-i are. Lasă-i, lasă-i și facem repede. Păi dacă eu am player în spatele meu, cum trebuie să fac repede? Păi te dă cu pic, că sunt mine prostul. Ia-ți că dau să. L-am bătut. M-a arătat băiatul ăsta, mersi. Ia zi, unde ești? Hai, hai, hai că ți-ai luat damage destul. Hai, treci în apa asta, intră în apă, mă. Așa, și ia heal, așa, s-a făcut? El îmi dă heal apa asta, coi, what the fuck? Bă, cu ce am dat? Am dat cu torța, mă. Mă, băieți, mă healează apă pe mine. Te-a zis, e ca în slurp, pampul ăla. Așa, aha, știu, asta, știu. Asta e greză. Hai, ce? Bun. Bă, dar ce dată tu tine la sedă când i-auzi eu, băieți? Bă, dar nu mai se oprește, ești nebun? Vino aici și angajează-l pe băiatul ăsta. Vino cu așa, angajează-l pe băiatul ăsta. Stai așa că arunc, le arunc petarde după meciul ăsta, stai un pic așa. Să știi, Antonio. Și gata. O să știu de stuci. S-U-D,
Stai așa să arunc niște petarde la câinii ăștia, că mă enervează rău de tot. Aruncă un titan 5. Bă, na, am dat alea cu un foc, până la vedere alea mici. Stai așa un pic să mă duc să le iasă în petară de... Așa... Dai și mie giftomer. Eu trebuie să te fol prost. Da, da. Îți dau eu un cont. Mersi. Petar de picolo. Știi după ce îți pare petar de picolo? Da, pe picolo. Asta cu orser. Stau să le arunc. L-aș zicu și ieșa. Petar de. Cum? Cum? Pațacu! Hai vină după mine. Poate le arunc dracu în casă din greșeală. Ei, mânca, să ești curăța ce mi-a dat. Ia, bubuie una în mână. Aia e un bubuie drag cu mână. Ia să ai dracu de câini. I-a speriat, ești nebun? Bă, ce mă speriai? Poate nu am plasa asta de la ce știi despre mine. I-am potolit gata, băieți. Bă, ce râdeți, mă? La tine, la tine, Omer. Terorizează asta. Gata, mai am put. S-au apucat ieri, uite. Hai că i-am put tot din gata. Au plecat. Follow me, Ovidiu. Stai, bă, brodere, că am dat cu petarde la câini. Eu am petarde în fiecare cameră, băieți, dacă mă supără cu câine, se arunc peste pe păgeam petarda. A venit mai fum de la da, petarde aici. Zău. Hai, Omer, mai ai încă 23 de levele. O să-mi iau un carici de la The Pali Express, Antonio, să face vzzz și pleacă câinii. Și de care zic? Primesc-mă dacă fac, dacă-ți fac alea 25 levele, adică-ți fac 75 și să-ți fac 75. Da, brodere, dar mai faci încă 25 mâine, poi mâine. Încerc, brodere. Hai, brodere. Trebuie să fac și eu kill-uri cu shotgun-ul, bă, băieți, unde găsesc și eu niște playeri. Hai, urcă la mine. Gata, tata, uite-mă, hop. Cine mai e băieți pe live? Țigani. Hai, Ovidiule, hai. Păi tu lasă că-i cum e aici. Eu nu sunt că mă uit la misiune. Ți s-au potolit câinii, ce iată, ați văzut? Că mă jură vecinul ăsta al meu, de toți dracii. Ce mă spirit ne pe ce ăsta. Bă, Ovidiu. Mă auzi? Te aud, da. Observați ceva? Ce dracu să observ? Că de două secunde băiatul ăsta nu mai vorbi. Da, nu am luat seama. Păi conduce aici, concentrat om. De că găsi și un motor. Așa. Mi s-a pus, mi s-a pus. Du-te și la elaltă. Stai, ho, mă grăbi. Uite aici. Mă, te lovești toate astea posibile. Și tu s-a gândit că a venit așa repede lângă noi. Ăsta se teleportează. A, mă. Uite, două lame, trei lame. Băi, ce culoare mi-l astea pe aici? Lasă-le, hai, urcă. Să vă, să luăm și noi materiale, ai nebunit? Ia merg cu lamele. Că sunt bune, uite-le. Bă, dă unii cu grenăți pe noi. Iude. Dă bă lama, că ești nebun. De unde a apărut bă lamele astea? Nu știu, s-a spawnat.
am zis să fac șoțelul 100 cu băieții ăștia pe aici. Nu, că m-am plictisit de aceste. Păi da, da, limitat cum era la arna. Hai, pațacule, hai! Mamă, câte materiale am pierdut aici. Hai mă, vină cu apă. Pațacule! Hai mă, vină la mine aici. Unde să mai vin, mă, că nu știu unde ești? Hai, de mă, mă duc pe hartă, hai. Nu te văd, mă. Opa, sus. Hai mă, hai. Mi-a făcut băiatul ăsta F-52 deocamdată, face 100 așa, mi-am zis. Ai să-mi vezi să nu-ți printre sirene. Chiar cântă șefule ceva. De la cine cânt? Hai că le știu pe toate. Five Gang. Five Gang. Na, nu, mai bine cânt manele. Cântă-mi bățaca Oraganul. Drop player după mine. Sau unii legendele să facă istorie. Și unul lângă altul rupe în toate țările. Altfel nu se poate. Sunt ele, sunt de frate pentru frate. Player în față. Bă, dar mai arunci tu unde am pus checkpoint. Bă, mă moară ăștia, e nebunit. Da, așa. Ce copii proști. Alifie. Cum să nu mai știu, vorbești cu el, îl cunoști? La, îl mai știu de, eu știu de la tine, n-am știut atunci. A, credeam că era prieten să ne jucăm și noi cu el. Bă, ce spamează copii ăștia infecții. Tu nu mai ai. Nu, nu mai am, a șters. Ce, te-ai supărat pe el? Nu, m-a șters el, nu mai a făcut nimic eu. Ce ură din partea lui. M-am plier în cap. Îți vine. Uaaa, ce bă-ți Bianca. Bă, ce dacă o să mă toți cu zombii aia cu semnesc la mării? Sunt boșii, sunt boșii, sunt boșii. Și sunt și playeri. Păi și sunt boții playerilor sau cum? Nu, sunt boșii care ne dă shotgun mythic, de la Haubau. Schimă. O, bă! Terminatul! I-am spart shield-ul ăla. Ai glanță video. A, mam. Mamă, ce e acolo la băiatul ăla? Morim, morim. Nu mai am glanțe. Help me guys, help me. No, cona. Că face sigur. Uite, bă, mă, pus așa pe o... Da-s-a, așa. Pac. Da, era de mult colac. Colac, auzi cum se numește. Da, colac de... De salvare. Nu mă, nu ăla, și aia de acolo, zic eu. A, și de aia? Băi, e venit. Căriliuri de alea, te dă mai repede. Hau, bau. Băi, du-te bă de aici de homosexual ce ești. Bravo, bă, bravo. Vezi că e bot aici și mă omoară. Vino la mine. E bot o video. Văd, văd, văd. Ha, bă, melcule, hai. Vino spre mine. Melcu. Cine al dracu de bot prost? Hai că pe mine nu mă omoară. Stai un pic să-mi dau shield să nu mă omoare. Vrei shield? Big. Am, am, am. Ce e aia pneumonie? Hai repede. Bă, la ce OP sunt proștii aia de boți? Da, sunt că fac dacul rău. Îmi bat piciorul. Și eu la fel, la Dars, dar am mai joc și aici, mai aminte de tinerețe. Uite, ai făcut. Ce faci, Ovidel? Bine, tu ce faci? Îmi mic lanțele ăla. Ia aici un big. Mai am de făcut 22 de levele. Dă-i tare, tata. Dă și mie un shotgun dacă ai. Așa. Uite pe aici, nu vezi că sunt destule? Domnul Ovidiu. S-a pus ploaia, iată. Așa plouă pe aici, pe la japonezi. Ăștia sunt japonezii, asiatici, de-ăștia. What the fuck? Cu anime-urile. Doamne, Ovidiu. Nebun rău ăștia de la Fortnite. Stai cu alea, a? Te uiți și fără la filme porno? Hai să, uite cardul de la Steve. Cardul, Ovidiu. Păi iar ce vrei să-i fac eu? Păi hai și noi să mergem să luăm. Unde trebuie să mergem? Trebuie să le dăm ribul la ăștia, hai să le dăm ribul la ăștia. Ia mă de ribul. Lasă să ne dă și nouă Ovidiu reboot. Cum, unde e ăla de reboot? E, uite ce le arată, e cu albastru. Aha, gata, l-am văzut. Mă duc eu la safe. Du-te bă la safe, lasă-mă, safe-ul tău. Dar vreau și o safe. Îmi pare rău, Bianca, că ți-e rău. Am avut o gaură în plămân de la țigări. Păi de ce fumezi?
În primul rând. Îi place. E cool. Eu încă ca să fumezi. Fumat ești de fucat. Vă faceți ce, ce faceți aici? Dacă sunt pe rece în ăsta. Pe căpușelor. What the fuck, băi? Mai merg bă și noi la, acolo, hai să mă duc să fac misiunea la checkpoint-ul ăla galbin. M-am opit cea mai ceva, safe. Ești cu motoreta? Nu, no, ești cu mașina, ia tu o motoretă dacă vrei. Acum, acum, trebuie să mergi cu motoreta, că n-ai, n-ai cu alta. Găsesc eu acolo motoreta. Nu, am eu, am eu, am eu. Păi bine că dacă nu ți-ai mâncat astăzi mâncarea care era nevoie, nu ți-ai luat proteinele necesare. Hai, și nu ți-ai n-ai făcut ce trebuia, așteaptă, de-aia ți-e rău. Înțelegi tu? Dacă mâncai sănătos, cu proteinele necesare, cu caloriile necesare, nu mai ți era rău acum. Cum eram player la mine. Gata, m-am făcut misiune. Ai făcut-o? Da. Dar nu vreau. Pe ăsta conține puține proteine de față de cât ai tu nevoie. Ai înțeles? Da, vezi că eu am început să... Eu știu foarte bine ce trebuie să mănânc și să facă când fac sală, mă informez foarte mult, Antonio. Vezi că vine un player. De mori. Știu proteinele, caloriile de care are nevoie corpul nostru și toate astea, știi? Că e nevoie să știi că să faci sală nu înseamnă doar să tragi de fiare. Înseamnă și o disciplină să știi gen treburile astea. Că altfel, degeaba faci sală dacă nu mănânc sănătos și nu respect niște anumite reguli, știi ce vreau să zic? Hopi 90! Al la mine o video, lasă-i cu ăștia. Stai să-l bapă ăsta aici. Blocat. Vino pe atele și dăm și mie de revive. Ce dracu, mă? De exemplu, tu, Bianca, trebuie să mănânci cel puțin 100 de grame de proteină pe zi. Ai înțeles? Atât are nevoie corpul nostru ca să se mențină sănătos. Nu contează caloriile, că tu poți să mănânci 2000 de calorii să nu conțină proteină. Sau poți să mănânci 500 de calorii să conțină proteină. Ai înțeles? Și că, și că tu vrei să slăbești și toate astea, ca să slăbești, într-adevăr, trebuie să faci un deficit caloric. Dar nu trebuie să stai nemâncată. Trebuie să-ți iei proteinele necesare, știi? Și toate nebuniile astea. Să-ți bei apă necesară. Eu azi am băut 6 litri de apă. Adică 4, acum sunt la a treia sticlă și mai am un litru. Beți apă, trăi sănătos. O salată nu are mai mult de 50 de grame de proteină. Indiferent ce îi pune în ea, nu cred că are. 30 de obicei are o salată cu 2-3 roșii de salată. Deci tu mai ai de mâncat. De obicei tu trebuie să mănânci, ca să înțelegi tu, undeva la un gram de proteină pe kilogram. Câte kilograme ai, atâtea grame de proteină trebuie să mănânci. Dacă vrei să-ți menții gen starea pe care o ai, nu să pui masă musculară sau să schimbi corpul. Înțelegi? Dacă vrei să schimbi corpul, trebuie să mănânci cam 2 grame de proteină pe kilogram. Tu ai 50 de kg, trebuie să mănânci cel puțin 50 de grame de proteină. 50-60. Dacă faci sport, trebuie să mănânci mai multă proteină. Că o folosești făcând sport și ai nevoie să te regenerezi. De exemplu, eu fac sport și trag de fiare. Și eu când trag de fiare, mi se subțiază... vasul de mușchi, nu știu cum să vă explic eu vouă în termeni medicali. Și eu ce trebuie să fac? Eu trebuie să mănânc mai multă proteină decât are nevoie corpul meu ca să mi refacă mușchiul, ca să crească mușchiul și mai mult. Că sunt într-un fel de creștere, știi? Așa și tu, dacă faci sport, trebuie să mănânc mai multă proteină decât ai nevoie. Chiar dublu. Că mușchii noștri sunt formați de niște țesuturi. Țesuturile alea, când noi facem exerciții în plus pentru corpul nostru, cum sunt gantări și de-astea, se subțiază, se rup țesuturile alea. Și ele, tu trebuie să le hrănești cu proteină, ele se hrănesc din proteină ca să se mențină, să crească și mai mult. Că altfel, tu degeaba mănânci mult, dar nu crești în masă musculară dacă nu mănânci proteină. Hai să-ți o video. Ai înțeles? Trebuie să mănânci multă proteină. Creatina iar e foarte importantă în corp. Mâncați și băgați și creatină. Creatina trebuie să băgați suplimentar, că creatina nu prea să ia din mâncare. Și proteina poți să o iei suplimentar, dar eu încerc să-mi iau din mâncare. Mie nu prea sunt de acord să iau suplimente de-astea artificiale, proteină, creatină. Pentru că dacă mănânci sănătos, poți să ți le iei din mâncare, știi? Fără să mai fie nevoie să ți le iei din suplimente. Adică sănătos, dar ce trebuie?
să știi ce mănânci, ce are proteină, ce n-are proteină. De exemplu, dacă tu mănânci, habar n-am, niște cartofi răjiți, degeaba ai mănânci, că ea n-au proteină și nu te ajută cu nimic corpul, decât te îngrașă. Și îți depun grăsimea pe șolduri sau unde și-o depune corpul tău, în funcție de metabolismul pe care îl ai. Pe inimă și picat. Exact. Ce dracu, mă, mi-a dat damage ăsta? A, da. Eu, de exemplu, astăzi m-am trezit, am băgat creatina repede, că pe la voi trebuie să o iei în aceea zi, la aceeași oră, nu știu dacă știi, Melcule. Eu o iau la 11, creatina. Așa am luat-o astăzi. Dar aș vrea să mă trezesc și mai devreme, să o iau și mai devreme. 20 de levele trebuie să mai fac față acest. La brodăre. Am luat creatina la 11, după aia am băgat un iaurt proteic cu 10 grame de proteină, de la Lidl, după am băgat o conservă de ton, am făcut sală 3 ore, și după am mâncat o omletă cu 3 ouă simplă, 200 de grame de pui la grill, 5 roșii și 100 de grame de brânză. Și aia mi-a fost masa. Și pe seara am băgat 6 clătite, păcătoase. De care clătite? Cu ciocolată și cu gem, 4 cu ciocolată, 3 cu gem. Păi nu de la americane 2. Sau? Nu, de alea normale, românești. Românești. Am băgat niște clătite, dar am rupt. Îmi fac și-o mâine. Bă, ce că laptele nu-i sănătos. Mamă, ce morți cu jocul sunteți. Laptele? Depinde ce lapte. Mulți beau lapte de la The Soia, dar nici ăla nu-i sănătos, că-i făcut în toate porcăriile. Nici laptele normal. De ce? Ci că conține estrogenă. Nici ăla de la vacă, gen natural sau? Păi da, de vacă. Bă, nu știu, nu prea beau eu lapte. Decât când îmi pun în clătite sau în ceva, dar așa nu beau de fel. Foarte rar. Laptele sunt toți pentru creier, îți liniștește creierul. Posibil. 4, mai sunt 4 în total. Bă, dar nu mă lăsă și pe nici să fac un kill. Vezi că am făcut 7 kill-uri, Dragoșe. Și eu 5. Sunt un pro player. Uite ce pește avem pe aici. Mere, pești. Chiar Bianca, cum ați văzut gelosul la pește și el? După copacie. Oho, brrra! I-am dat eu finish, cred. I-am dat la unul de mers de acolo. Vine player acolo. Vă stă unui de revive. Sparge acolo și tu, Omer. Ăla mori. Nu, hai să nu începe. Păi dacă ai zis baftă, de-aia l-a prins. Hop. Ce slabi. Ca Stai că m-au luat zona pe mine. Easy și ton. Mamă, dar dă câte 5 zone aici, nebun. Mersi. A, da, reboot, ne simt porci. Mai e decât unul, mă, ce reboot. Da, ba da. Gata, GG, am făcut un chat. Unde mai pot să mă mișc acum, să dau editări? Da, nici eu. Eu uite, am făcut 250.000 de XP meciul ăsta. Mamă. Eu nu mă joc copii, eu. Mai joci? Nu mai mă joc, mă te joci cu copilul ăsta. Hai bă, încă un meci, că mai stau și eu până la 12:30. Mâine am sală. Asta ai făcut? Nu. Păi, ce lepră ești, am făcut. Păi nu pot de umăr. Eu mâine am piept și umerea mâine. Mâine e miercuri? Da. Mamă, ce repede trece săptămâna. Ce zici, șefule? Te-ai du-te la misiuni să văd și eu ce mai sunt. Stai un pic să văd dacă am betabezul pe aici. Le-am pe astea, uite. Mi se liniște creierul de când închisești jocul ăsta. Stai să cumpăr și eu skin-urile astea pe aici. Bianca s-a mâncat sănătos. Așa să faci, Bianca. Mâncat sănătos, serios, după aia mișto. Nu că să mănânc tot, dar să fii atent cu ce mănânci, nu băgați asta de prostiile voi, că vă face singur rău, vă simțiți rău în corp, nu aveți o stare bună și, repet, vă face singur rău. Exact. Drogați-vă, e mai bine. În unele cazuri e mai bine să fumeze că să mănânci anumite porcării. E ok de loc. Ia du-te pe atacurile la misiuni. Nu mai e să mănânci prostii.
Stai așa că mă sunt des misiunile. Quest. Aha, aici. Te pup, Dragoș, ne auzim. Văd ce mai fac cu copilul ăsta pe aici. Păi nu, că stau pe chat. A. Nu, la alea trebuie să te la T-Season ai și te aici, brodere. Da, așa, bun, dar mai jos, dă mai jos. Stop. Așa, stop, hop, prrrr, mai sus. Mai sus, mai sus. Dă până la Wake-1, ca să văd Wake-1 și mai jos. Gata, șef. Ce s-a întâmplat vreau cu mă domnul de YouTube? Să dau și la Wake 5. Așa, aș... Du-te tot acolo, Jerei. Că vreau să vreau chestii. Și să... A, assist in this... Păi dar n-ai făcut mă poză. Acum, ho. Deci, du-te la... Păi dacă mai postez. Du-te la Wake 2. Să văd și eu acolo o misiune. I visit the 3 lighthouses. Apas pe ea. Să se arate pe hartă unde trebuie să te duci. Să le fac poză și la alea. Așa, bun. Du-te ce muncește copilul ăsta aici? Du-te la Wave 3 acum, acolo, la ăla la cu slugi, cu mission expert, chestia alea, și să-i fac și acum. Așa. Ce nume chiar ăsta, dar mai protein chat, e mișto rău? Așa, bun, gata, am făcut. E gata. Voi de unde vă luați chestii pentru sală, de la mai protein sau de la Jim Beam? Eu deocamdată m-am luat de la MyProtein, dar nu știu de unde sunt. Am eu. Dacă mai joc și eu două meciuri. Până la 12:30 mai stau și eu. Habar n-am, recomandați-mi voi, Bianca, tu ce zici? De unde să-mi ia ce am nevoie? De la Jim Beam sau de la MyProtein? Deocamdată mi-am luat de la MyProtein creatina. Dar nu știu de unde să-mi iau. În continuare. Hai, șefule. Șeful banilor mă arunc. Așa, scuze. Oh, shit. Dat like. Da, acolo trebuie să mergem. Am pus-o. Să vii cu mine, bă, pațace. Vine, mă. Uite, cred că la am și pânză și castraveți. Acolo trebuie să duci. Nu-mi place la mai protein că da, alea în pungă, Bianca, și e nașpa rău în pungă. De ce nu mi-ai fi dat alea în borcan? Și mi-am pus creatina în borcan. Stai că ți-o arăt acum. Mi-am pus puțin în borcan și am zis la pungă, știi? Mersi, Dragoș. Mi se pare super nașpa. De unde să-mi iau eu niște borcane de alea de plastic cu capac așa care să nu intre aer, să-mi țin creatina? E un kilogram de creatină, o țin dracu un an. Ce fac, mă, brother, aici? Ești cu misiunea? Păi ce misiune trebuie să fac? Trebuia să fie aici. Ți-a pus unul acolo, sus? Da, s-a pus ceva pe aici. Ok, bun, hai, vino. Trebuie să-mi găsesc ceva, mă, așa, habar n-am.
Vino pe zipline. Bă, sunt mulți playeri aici, brodere. Ajunge aici, aștept să te ducă cu turnul ăsta și să vii și să te iau cu mașina de undeva. Cum ajung șeful acolo? Aha, gata, gata, zipline-ul ăsta am văzut. Așa. Ia caută-mi ea pe undeva niște recipientul de alea, poate găsești pe vreun site ceva sau pe la JISC, pe acolo încearcă unde mă duc eu. Încearcă să vii pe aici, pe la Mega. Eu vreau niște borcane de plastic, așa ca alea pentru proteine, Dragoșe, știi? Hai ce să zici? Văd încă un level. Am văzut, ce zici tu acolo? Am zis să încerc să vii până la Mega City, că să te iau cu oda asta. Dar tu cum ai ajuns acolo așa repede? Uite, m-am dus pe tun, am a, pe ăsta, nu? Uite ce poza te-ai pus în decapotabilă. O, prrrrra, ce player neserios. De aici trebuie să mergem. Păi cu ce mergem acolo? Păi da, hai urcă la mine în mașină. Bă, mă dat motocicleta asta. Dacă merge asta, sunt borcane bună. Ia borcan 1000 grame din plastic. Eu vreau de-astea, cum sunt de-astea de la Jim Beam, în borcane de-alea șmechere. Așa, că ai căzut din asta, că am făcut un drift pe aici. Urcă înapoi. Așa. Îmi caut pe la ciubă, pe acolo cred că găsesc. A, cred că da, pe acolo găsesc. Mamă, ce capaci. Dacă am eu pun un borcan de-ala de bulion de la mama și aia e... un kilogram, Bianca. Eu zic că la gym n-am cum să nu găsesc eu borcane de-astea de plastic, recipiente și nebunii. De ce rămâne ceasul numai de la camere? Mi-apare că e 23:15 și nu e 23:15. O fi în urmă ceasul cu oră. Păi nu e că am făcut azi. Cred că... trebuie să pun ora gen să fie 00:01 sau ceva de genul, mă gândesc. S-a mai pus? S-a pus? Nu m-am uitat, cred că da. Da, să mă hilez un pic aici. Mă hilează-te că trebuie să văd unde e următorul. Cât e aici următorul? Nu stai să mă uit pe ăla, că da, să-ți-mi lași poza. Să nu-și pierdă de priorități creatina într-un an cât timp o folosesc, că e mult rău, dar nu cred. Gata. Că are data de expirare, pe aia mă gândesc. Nu merge să mergi în apă cu el. Cum dracu? What the fuck? Sunt bombardier. Știu de asta. Hai, urc o dată. Așa, ți s-a pus? Da. Ok. Bun, next. Ce mai avem? Așa, nitro drift. Ai materiale? Ia să mă uit. Dă-i niște materiale așa rapid. 40 am. Dă-i. Lasă. Nu, că nu mai am baterie. Mai am benzină, scuze. O să găsesc una repede. Nu, am mai deloc? Nu. Ce pagubă aici la casa omului. Așa. Bun, mă duc repede, aduc un motor și tu așteaptă-mă acolo. Dă-i tipien gol, Bianca, sau cum? Materiale. Farmează până vin niște materiale. Ia dăm link. Dar de ce nu avea și ea de la mai proteine de vânzare? Că trebuia să aibă așa ceva. Așa. Că poate sunt oameni interesanți să ți le, și le pună și ei în ceva, știi? Bun, stai. Stai, hop. Așa. Acum construiește cu ele. Construiește puțin. Dă-te jos. Construiește, pune pereți așa în față, cum am pus și eu. Nu aici. Lasă, merge și așa. Trebuia să pui în continuare lor. Da, hai. Așa? Da. Și ce fac? Intru în ele? A? Intru în ele? Ce fac? Da, o să intri în ele, că trebuie să distrugi cât mai multe.
Hai, intră în ele, hai. Intră pe mijloc ca să le distrugi mai repede. Dale cu speed, speed trebuie să le dai. Păi da, asta de metal nu s-o spar șefule. De ce nu mi-ai spus și mie? E sigur? Ia, dă, ia dă-te puțin. De jos. Ce dracu, mă? Dă-te puțin jos, pațacule. Lasă-mă pe mine. Hai că le-am spart pe alea. Dă-mi ia puțin mașina asta, să arăt o chestie. Nu mașina asta. Stai mă, pisă, doamne, astea. Ia. Astea nu se spară. Ce căcat. Alea, la week, cât trebuie să-i? Cred că la week 1 trebuie să-i. Da, week 1. Da, 3 din 25. Nu e aia? Stai așa. Pa da, 3 din 25 am. Aaa, nu, 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 stai așa, mi-am dat eu seama ce trebuie să faci. Urcă la mine în mașină. Nu sunt alea, că alea le-ai făcut 3 din 25 de mult. Mi-am dat acum seama ce-am greșit. Urcă, 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 urcă. Ia să mă uit, Bianca. Așa. Ia, trebuie să vezi dacă... Ce dacă e Bianca asta, că zic că e dat de murături? Tot la fel am. Tot la fel? Da. Ba, piciorul. Fițe. Pe tot mi-am pus și de asta, uite. Ia uite-l. Da, da, am avut miere în el. Ia uite-l cum e. Ceas. Ha. Am avut o tezoră că murim dracu aici. No, bine, hai. A, măi, ce că nu mai ajungi. Dă-i, hai, dar nu cred că mai ajungi. Eu spun. Oprește muzica asta. Nu pot să opresc, că păi cum să nu vreau să fie frumos? Ca ala de la vânzare cu proteine în ele. Cum? Tot trei? Da. Mamă, ce căcat. Mă spune să distrugi obiecte. S-a distrus, ia zi. Păi asta o să pun. Destroy objects. While drifting or boosting in a nitro drifter. Ce e la nitro drifter? Asta e? Da, asta e mașina. Păi da, poate trebuie să conduc eu. Ia încerc tu. Ia pune ceva. Da, trebuie să dai cu space-ul. Cu space-ul. Cu shift-ul, mă, cred. Nu, cu space-ul, bă, pațace, cu space-ul. Da, cu shift-ul, ia încercă cu shift-ul. Da, uite, trebuie să pune, ia, să pune. Da, da, da. Trebuie să dai prin chestii de-astea pe aici, te vezi? Dar asta nu s-a spart și dracu. Te spar mai greu. Pac. Bravo. Te duci la jumbo și cauți singur și găsești acolo. Da, mă, da, stai liniștită. Nu-i problemă de război. Ia, ți se pune? Da, am 12. Dar să duce dracu mașina până o terminăm noi. Păi, n-asta, las. Trebuie să mergem în zonă. Am 16 din 25. E bine. Dar de jos la rang? Nu, nu cred, habar n-am. Nu cred că sunt la rang. Nu știu, că am văzut că s-a băgat cu rancuri aici. Am văzut că e futută de treaba, cum s-ar spune. Hai că ai 57 level. Să-ți fac măcar 60 azi. E bine 60. Nu merge, mă, asta? Ba da. Nu merge, mă. Hai, mă, să schimbăm mașina, hai, iau pe asta. A venit player, fugi, fugi, că a venit player. Ce panorame. Hop. Eu ia la viteză, ești nebun? Ma. V-au spart aia, nu? Prietenul meu după live, Paul, unde e? E și el pe acolo, ia uite-l. Mamă, ce toxici. Tu te văd aici de urât. Stai că mor în zonă. Puși, pațacule. Am 10 viață, băieți. Nu pot să vă salvez.
N-am nici luat la mașină, uite mă. Încearcă să mai distrugi, măcar să faci misiunea dacă tot mori. Po bun, haide. Astea. Pac, ia uite mă. Ia gardurile, că se distrug ușor. Ia uite-le. Ce dau în ele. Gata, le-am făcut. Bravo. Așa, bun, hai să vedem ce mai e, dar nu cred că mai poți să faci meciul ăsta misiune. Deci, ai făcut-o, asta am făcut-o, da, mai am asta. Nici shotgun am. Ok, asist. Hai că uite aici. Astea două le facem meciul următor și după aia mai facem un... Stai că eu o să vă iau cardurile. Nu, lasă, poți să-și mor, ca să ne grăbim să facem mai repede meciul următor. Aia, nu e mă grabă, stai liniștit. Poate mai duci și mie și mai fac, dar am făcut și azi vreo 10 levele. Nu pot să fac chiar atât de multe, n-ai că n-ai fi robot. Adevărul ăsta e. Da, mie că nu cred că mai am așa de mult voie să joc. Ha. Mic. Aia zic, de asta mă grăbesc. Păi nu e, că nu mai stau nici omul, până și jumate stau și eu. După aia ce te vreau spus CSGO? Nu, mă duc să mă culc. A, nu. Până la 1 fac de obicei. Stai să vă salvez prietenii mei. Și când jucai zonă, ori cerea ceva. Ia o de meu ăla și fugi. Cum fug ăsta? Așa. Așa, uite mă, mamă, ești nebun, zici că sunt toți zene. Ia uite mă. Agață-te. M-am agățat mă, ho. Ia vezi aici. Dar mi-a folic de mers când cad? Da, dacă te omoară ăla, dacă îți trage unul, dacă îți casi tu unul. Am înțeles, e bine atunci. În tine. Ești în aer. Altfel nu știu. Ce tare. Șopu. Ce e? S-a dat șopu? Nu, se restează la 3. Dar oricum știu ce e pe șop, că s-a lipit deja. Nu e wow. Tot cam așa, o să schimbe doar aia de feature aid și de daily. Păi da, mai există ceva wow ce poate fi pe shop, nu cred că mai există. Trebuie scotul, dar nu-l mai bag, nu s-a mai băgat, dar de prima dată când a fost atunci. Îți iei un cont, dai 5 euro pe el și are Trebuie scot. Dacă nu-i contul tot degeaba. Da, e ca înainte cum eram noi. Vezi că m-am pus în mașina asta în spate, mă duc să mă piș. Mamă, e acolo baie de 10 ore azi. Să vin cu aca, am să-mi și eu baie de lucru, da? Cu tine. Deci punem aici. Punem aici. Eu vezi că nu l-au vizit. Pațacule. Zi mă. Vezi că ți-a pus acolo niște pereți, dar vezi că sunt niște player. Trebuie să te pui pe reel-urile alea și treci prin pereții aia cu speed-ul ca să le distrugi. Mamă, erai murit, mă? Mă, uite-te la... Nu, da, poți să le distrugi pe astea, dar gen să te pui pe reel-ii. Ce trebuie cu el ăla? Astea, pe sus, pe aici, albastre, căcată. Și cum le distrug? Ți-am pus eu, intri în ele. Mi s-a făcut un quest oricum, mă duc în zonă. Hai că ai 50 de level. Câte level ți-am făcut? Ce am făcut? Vreo 10 pe acolo. 10. Hai să dau și ție reboot. Facem și noi un mâine așa de noapte bună? Hai. Oho, bună Nicoleta! N-am reușit să-ți fac 75 level. N-are nimic, mai facem noi.
Tot e ceva, 60 nu e chiar așa puțin dacă stai să te gândești. Măcar dacă faci mult. Ce, dacă mai mă joc 4 live-uri și facem câte 10 pe fiecare live, ăla e. Ia aici asta, ia goanții, vină încă. Dă shotgun n-am să-ți dau. Hai să luptăm. Ia dă-și noi un mic. Uite, mă rog, copii de fără Nicolas Cantinerețe. Mai mi-am amintit și eu de trecuturi. Hai că faci dacă mai... Dacă mai mă joc zilele astea și mai mă ajut să fac așa câte 10 levele pe seară, îl duc la moderator, că ajung la 100. Imediat ajung la 100. La PES-ul? Da, am pe PES-ul, cum să nu l-am. Ăla am de când a apărut sezonul, că am uitat și mi-a luat de cât. De unde ai tras cu sniper-ul? Ia, aha. Materiale ai și tu să-mi dai? Vezi că-ți dai cu sniper-ul? M-a terminat, vino să dau materiale. Dă-mi-le, dă-mi-le. Dropează tot ce-i să mă bag cu ei să-i rup. Ia, bă, aici, na. Și dă și revive, dacă te lasă. Nu, cred că mă lasă. Na. Așa, stați așa, veniți la mine, boschetarilor. Na, nu cred că fac. Hai să ne batem boschetarii. 22? Fac așa unii pentru. Ia fă. Dacă fac, sunt prea boss. Na, mamă, ce... GG, mama avea să treci pe Q-ul, bă, dar joacă oamenii ăștia Fortnite, nu să joacă gen, oamenii își dau viața pe aici. Mama, am băgat în mine 6 litri de apă într-o zi, băieți. Cu paharul ăsta sunt 6 litri. Da, brodere, noapte bună. Noapte bună, noapte bună, brodere. Ovidiu pe Fortnite. Prietenii mei. Para aia de mașină mai merge? Ce para, mă? Vezi, eu merg de ajutor. Hai că am făcut, te mai am puțin. Că să termin sezonul pe 9 iunie, uite. Decapotabilă, da, merge, m-am plimbat cu ea câteva zile. De ce să nu meargă? Băi, vă las, prietenii mei, nu mai stau nicio live. Ne auzim pe mâine seară și vă pup. Dragilor. Și dacă vreți să cumpărați acau ăsta pe CS, să-mi spuneți. Face o ofertă frumoasă, 200 de euro, frumoși. Hai, vă pup, noapte bună. Stați să ne uităm cât merge prețul la cao ăsta. Iar zis, ba, poza Bianca. Ce dracu mi-a pus mă ăștia aici? Tot așa un pic. Am lag, mă? Nu mai am acum. Kill test idea. Da, cam 100 de euro merge prețul, văd. S-a mai dat și până la 90. Dar nici nu i-a crescut ca la cuțite. Prietenașilor, hai!